După acest clip, trebuie să-mi dau restart la viață. Oare ar trebui să mai supăr relația asta mamă-fiu dintre Darusel 2012 și mama lui Strictă? E cel mai amuzant, dar și foarte enervant clip pe bune. După acest clip, m-a durut capul toată ziua, nu vă exagerez. În fine, scrieți în comentarii dacă vreți să mai continuăm seria. Sper măcar voi să aveți o vizionare plăcută. Bă, Darusel, bă, ce faci mai aici? De ce ești cu capul într-o toaletă? Cum te-ai băgat și de ce-i capul? Zici că e o hârtie, de fapt are sens că te-am dat eu cu capul de masă și pe aia cu capacul de la oală, dar gen. De ce ești într-o toaletă și de ce ai verde aici? De ce ești rău? Ce-ai făcut, mă, de ce? De ce așa are? Mă, uite-te și tu un pic și unde ți-e tot părul, unde iară te-ai dus, mă, Darusele, stai un pic, mă, tași, mă, un pic, mă, mă, da, mă, Darusele, cum te-ai băgat, mă, cu toaletă, stai așa, că de sănă la părți, iau-te, mă, are picioare, mă, 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 stai puțin, bă, tu cum e, cum te scoate de aici, mă, nu mai stai acolo, ajută-mă să-l scot de aici, mă, ajută-mă să-l scot de aici, mă, Darusele, ce faci, mă, 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 eu zic să ne calmăm puțin, cred că ne-am calmat. Tași, mă, un pic, mă, Darusele, ce faci, mă, cu capul talentă, cum, a, știi ce, nu mai suport de la chestia asta, am plecat. Bă, Darusel, gata, mă, ești bine, mă, Darusel, bă, Darusel, dacă chiar ți-a dat cu capul, te-a dat cu capul de oare sau ce? Stai, de la cine credeți? Olă, bă, frate, am vrut și eu să venim aici, dar la lupta Schibidea se pare că am ajuns la balamuc cu ăștia doi. Să vede că sunt o familie, sincer. Bun, acum sper că v-ați calmat, nu este așa? Da, dar tu pe Darusel vezi că tot o să mai am să te dau cu capul, cred că nu o să-ți mai vadă deloc, gen, și vezi că trebuie să vedem cu ce scoatem de data asta și tu așteptă-mă să scoatem. E în protecție animalelor, da, animalelor, da, așa, ok, nu, gata, ok, de ce-l vedeți cu Darusel că arată ca o toaletă, vă întrebați, ei bine? Da, nu numai că arată ca o toaletă și mă întreb cum ai intrat acolo în toaletă, pentru că cum e posibil, cum a reușit să... Ok. Vă zic eu ceva, Darusel vizionează pe YouTube niște videoclipuri cu Skibidi Toilet și noi asta o să facem astăzi. O să punem aici niște Skibidi WC-uri, cum ar veni, să se duelese între Skibidi WC, ce-s mă alea? Cum, bă, ce aveți, mă, cu prostiile astea, mă, copiilor, mă? Voi vă dați la prea multe chestii. Gata, nu mai spune, mă, gata, mamă, nu e amuzant, să știți, adică ce... Bă, frate, mă, dumneavoastră sigur sunteți mama lui Darusel, adică de fapt da, sunteți mama lui Darusel, că sunteți la fel de nebună ca și el, adică avea după cine să înveți. Ce, mă? Ok, să sperăm că de data aceasta vă calmați, pentru că vreau să vă spun că dacă o să câștigați, o să primiți niște bani, suma de 100 de lei. O să primiți bani, mă, ia lasă-mă, mă, cu prostiile astea, că am venit și la v-ați ascunsele, v-am și bătut, m-am bătut joc de voi și tot n-am câștigat bani. Păi, domn, ia stai puțin, că nici mai am chef și Darusel, ce ai, mă, acolo, pe că, ok, nu contează, chiar, ok. Știi ce, nici nu mă interesează, Darusel, sincer, pot să dispar de aici, adică chiar nu mă mai interesează. Dar nu mai distrugi, am zis, gata, am zis că terminați, am spus că nu mai distrugi, gata, cincu. Mă, stai puțin, Darusel, lasă-mi să vorbesc cu maică, dacă deja, bă, Darusel, eu nu mai suport ce se întâmplă aici. Bă, dar eu cum nimeresc, că frate, toată lumea să fie nebună în jurul meu, bă, oare sunt eu nebunul de, zic de toată lumea că e nebună, adică nu înțeleg ce se întâmplă, nu știu, scrieți-mi voi acolo în comentarii, hai, mă, tași, Darusel. Da, eu zice că tu ești nebun. Sincer, adică nu distruge, omule, nu mai distruge arena asta. Bă, dar vă amuzați sunteți voi, de că sunteți familie, foarte amuzați sunteți voi. Ha, nu mai pot dărâți, mă, fiți atenți, okay. Acum sunt la lupta Skibidi, aveți acolo niște chestii, o să apăsați pe butonul acela și o să vă pice ceva random. O să-l puneți jos, după aceea eu o să dau target și Darusel o să pună și el pe lui și o să se bată între ei. Care o să câștige, dacă o să câștige al tău, practic o să ai un punct. Și așa facem acolo în partea asta, sunt și mai jumechere și în partea okay, așa. Ok, stai, în primul rând, mi-ai zis cumva, mi-ai vorbit cu tu, de acum trebuie să-mi vorbești cu dumneavoastră, ok? Doar Darusel are voie să vorbească cu tu. Da, așa, dumneavoastră. Așa, doar în orice caz, dacă e să mai vorbești cu tu. Acum duceți-vă pe partea. Dumneavoastră, bă, frate, pe bune ați venit să văd să ne distrugi. Bă, uitați-vă, pe bune, bă, nu înțeleg, să vede că sunt familie ăștia, dar n-am ce să mai zic. Acum trebuie să pun asta la loc, că ce să facem, familia 2012, pe bune. Bun, hai să începem cu prima rundă, fiți atenți, trebuie să apăsați aici, așa, să vedem ce vă pică. Dați acolo, după aceea o să dăm doar să fie arbitru la jumătate. Păi stai, butonul ăsta de aici? Da, e singur buton, ăla e butonul, ok, și va pica ceva, okay. Uitați-vă în spate, l-am luat deja.
Așa, și acum puneți-l jos, să vedem ce v-a picat. Stai, nu, stai, fii atent, mai zi o dată să apăs butonul ăsta. Nu mai apăsați o dată, doar o singură dată. Uita, apăsați o singură dată, luați ăla și apăsați o singură dată. Ce e așa de greu? Nu, ziceam acum pe bune, gen. Da, apăsați, ați apăsat. Apăsați o dată pe buton sau nu? Aici, pe butonul ăsta? Nu, pe butonul din deasupra, pe nas. Ok, apăs acum. Da, apăsați pe buton, ia. Bă, frate, ok, luați-l pe ăsta, știți ceva, ok, ăsta v-a picat, dumneavoastră, ăsta este al vostru. Mă, cine-i mă ăsta, ce-i taranul lop, cine-i mă ăsta, de ce se uită așa la mine? Bă, scoate-l mă repede de aici, domnule, dar să ies că ziua care mă către, bă, dar să vină repede, omule, fii atent, dar să le, eu stai așa cu ochii lente, tu, pentru că ea nu știi și o să stau la jumătate și eu te ajut, bine? Ok, dar fii atent, stai, o să fac o magie. Ce vrei, mă, omule, bă, vorbește, bă, calul meu, bă, dar să le mai enervez odată, hai odată, scoate capul ăla din veciu și vorbește, omule, odată. Bă, și-aș fi atent, bă, Rafael, eu sunt gata, bă, nu-s gata, stai, instant, așa, bun, hai, bă, Rafael, ce faci, dar să le, că tu n-ai niciun dă la, dar să le, ia, ce, bă, ăsta moare instant, dar să le, ăsta nici nu poți să dai cu el. Bă, dar nu ți-ai văzut selecția, că cu ăsta nu merge, nu mai știi din trecut că nu merge, omule, bă, dar să le, bă, ești prost, rădător, mă, dar să, după ce că te ajut eu cu insta ăla, dar să nu înțelegi ce mai folosești tu alte, hai, mă, pune-l pe ăsta, uite, pune cameramanul ăsta și gata, acum o să dau eu target astea, auziți, gata, auziți, pune, uite, hai că vă pun ăsta din nou, o să-l pun din nou aici, ăsta este al dumneavoastră, bun, mă, dar să nu trebuia să mai ok, am pus ăsta, dau și la asta target și acum să se bată între ei, da, dacă ăsta nu fuge la mama naibii, ar trebui să se bată, da, nu știu care e faza, ia, mă, deci dau așa, dau așa, ia să vedem că s-a luat la bătaie, bă, câți am pus, stai puțin că am pus prea mulți, mă, da, dumneavoastră știți măcar ce se întâmplă aici? Mă, da, stai puțin că nici nu înțeleg nimic, adică ce ar trebui să se întâmple aici și ce e faza cu tot Iron-ul ăsta, mă, nu știu, aruncați-l, ok, deci uite, atentă, acesta este al dumneavoastră și ăsta este al lui Darusel, ei o să se bată între ei acum, 3, 2, 1, se bat și care o să câștige, o să vedeți cine, ăsta s-a luat bătaie acum și ăsta... Ok, mă, cum a bătut, mă, cameramanul ăsta mic, că n-avea nicio șansă, cum a reușit, mă, ăsta să bată pe ăla meu, ia așa, stai un pic. Și asta a fost prima rândă și înseamnă că dumneavoastră acum ați pierdut și Darusel are 1-0. Ești și tu te pui cu mine? Bun, acum suntem la a doua rundă, ce? Nu, continuă. Ah, ok, am înțeles, deci suntem la a doua rundă. Suntem la două, mă, dar ce aveți, mă, oameni, bă, dar voi, mă, ce, mă, bă, a, puteți, vă place și jocul ăsta sau ceva, că mi se pare că nu vă cam place, adică, nu știu, nu, n-aș prins ideea, spuneți-mi ce ați înțeles din jocul acesta. Da, sincer, nu prea-mi place. Vreau, da, să mă joc cu mama și dau easy și Tony. Bă, dar chiar se vede că e mama ta, deci nu trebuie să fie un test ADN făcut, chiar se vede că e mama ta, gen, pe bune, bă, dar se e puta. Ah, ok. Stai, ce faci mai aici, Darusel? Mă, ce faci? Mă, bă, Darusel, e mai... Ok, încesc. E mult mai nebună decât tine, e mult mai ciudată, mult mai... Ok, îmi retrag cuvinte, sunt amândoi la fel. Bun, acum hai să începem a doua rândă. Terminați, să fiți atentă. Dați acolo din nou să vedem ceea ce o să vă pice. Îl puneți dumneavoastră de desubt acolo jos, pe partea dumneavoastră. Sunt ceva picat. 3, 2, 1, a, ok, este asta. Și Darusel, tu dai acum, hai că dai un loc cu tot, Darusel, să vedem ce ți-a picat. Ia să vedem, ok, ăsta, că parcă îl dă să mai pune să tu. L-ai pus tu mai devreme, deja mă enerva, știi ceva? Hai să vedem. 3, 2, 1, care să câștige? Scrieți acolo în comentarii să vedem care să câștige. Mă, ce faci? Dar să-l pune înapoi, pune înapoi. Că nu merge, dar se omule, vin, omule. Hai, bă, dar se, bă, pe bune, dar se, hai să facem, că oamenii vor să vadă, bă, pe schibii, nu cum te prostești tu, dar se, aici, hai să vedem, 3, 2, mă, dar se, dar pune, mă, omule, pune-l unul lângă altul, pune-l, că ăsta tu nu vezi că fuge, dar se, le pune-l aproape, pune-l aproape, am zis aproape, dar se, uite că maica ta e răcită, dar se, le, din vina ta, că ești un nebun, bine, că nu e de parcă aș fi amândoi nebun sau ceva, dar, în fine, ia, mă, care era care, că, bă, nici nu pot să dau target, dar se, le, la, ia, ia, fie, mata brr skibi top piesa. Stai puțin, că am așa o nelămurire. Cum adică armata, stai, nu mai pune om, bă, gata. Mă, ce fac? Spuneți-mi și mie, mă, gata, pe bune, gata, omule, vină încoace, mama lui Darusel, veniți încoace. De unde știți dumneavoastră de brrskibididob, dacă ați zis că nu știți de skibidi toilet? Păi, da, bă, la uite, Darusel, mereu cum face brrskibididob, vorbiște ceva toaletă, eu credeam că vreau să devin o toaletă, dar nici chiar așa, mă, adică, pe bune, nici nu mai pot să fac față la atâtea chestii, adică, pe bune, spune-mi mie cum ar trebui să fac față la toate chestiile astea și să mă duc așa.
Oh, bă, da, cum ar putea, dar trebuie eu să fac față la toate chestiile astea, întrebarea. De fiecare dată, Rafael, m-a sărat, mami! Oh, bă, frate, nu mai suport lumea asta cu ăștia, bă, nu înțeleg nimic, mă, nu înțeleg care e faza cu ei, sincer, gen, chiar să vede că e o familie adevărată, nici nu le trebuie test ADN. Bă, putem să începem pe bune, hai să începem de la capăt și să jucăm pe bune, putem juca pe bune? Ok, hai să jucăm pe bune, dar să sperăm că de data asta, atenție, să nu mă mai trolați, pentru că dacă mă veți mai trola, dar Darusel o să pățească tot. Dar cu ce, vă, cu ce am trolat la lupta Skibidi? Băi, nu știu, nu prea, nu știu, mi se pare, bă, adică voi mereu mă trolați, adică n-aveți cum să, n-aveți cum să, da, să nu ascundeți chestia asta, că voi mereu m-ați trolat, de fiecare dată m-ați trolat, adică niciodată n-aveți cum să, efectiv, n-ai cum să, niciodată n-ai cum să mă trolezi, bă, Darusele, tași, mă, că iară n-o să mai mănânci, bă, ok, Darusele, familia nebunilor, gata, Darusele, Darusele, nu mai ai voie să te joci, mă, tu dați-mă de aici, Darusele, n-o să mai ai voie să te joci Fortnite pentru încă 1237 de ani, o să fii default după aia tot timpul, n-o să mai voi să cumperi skin-uri, n-o să mai voi să mănânci burgeri toată viața ta. Ok, hai. Ok, acum putem să dăm drumul la lupta Skibidi, gen, pe bune. Ok, haide. Hai să dăm drumul. Da, să apăsați acolo și vedeți ce va pica. Puneți în jos. Ok, deci va pica tura de picat lui Darusel mai devreme. Eu dau target la asta, dau target și la asta și acum, mă, dar cât ai pus, bă, omule? Dar nu mai pune, dar pe ce tot fa? Mă, ce se întâmplă? Bă, Darusel, poți să nu mai folosești de asta și să jucăm pe... Păi da, hai să folosim unul și să dăm target. Da, eu cred că Darusel ne trează pe amândoi, Darusel, cred că nu o să mai voi să ieși din casă toată viața ta. Dar de fapt, să te leg în subsol și vedem noi ce facem după. De te leg de calorifer sau nu știu, dar hai să termin o dată cu lupta asta, că vreau să plec mai repede de ce să-mi iau banii. Da, ok, deci a câștigat ăla, Darusel, ai văzut? Eu nu la seru pentru Darusel. Mă, tu iarăși termin să-mi zici, mă... Nu, eu nu mai... Păi da, dacă ai văzut, ce faci să zic, n-ai văzut sau... Bă. Nu mai te-am zis atâta timp să nu mai vorbești cu tu, ia vino mă, că ia vino mă. Puteți să fiți, vă rog, amândoi, să fiți puțin așa, mai liniștiți, mai liniștiți, puteți să fiți? Nu! Bă, hai să facem o rundă corectă, pe bune. Păi, fii antenă, bă, afară, zice lei. Bă, dar să le... Ok, o să te dă lei la cine va câștiga astăzi, le dau chiar eu. Gata. Gen... Ok, da, mergem în partea aia. Mai bine, cred că da. Hai acum să mergem în partea asta. Aici sunt niște chestii mult mai interesante decât în partea aia. Ca să vă spunem așa, aici o să dați acolo și dă și tu, dar să nu mai dați de la. Dați, uitați, dați aici, ok, va pica. Ok, l-am luat eu, dar puneți-l acolo. Să vedem acum, ok, deci a picat. Uite, dar să-l ăsta, dumneavoastră puneți, ok, va picat ăsta. Bă, ăsta nu e chiar așa de interesant, dar e interesant pentru că amândoi sunt așa de mari și să vedem care să câștige între ăștia doi de aici. Să vedem, acum nu o să fac nimic, nu o să folosesc eu asta. Ok, dar să-l a câștigat. Da, gen... Easy! Nu, Darusele, tu mă trolezi pe mine, ia vino fix aici, vino în fața mea, Darusele. Da, Darusele, acum în momentul ăsta vii și tu, dă-te că tu... Bă, mă, ți-a cerut cineva părerea, așa cream și eu, stai deoparte. Darusele, uite-te la mine, ok. Da? Ai trolat cumva? Nu, mami, nu! Nu, uite-te la mine, că văd că te uiți într-o parte, asta înseamnă că minți. Știi ce înseamnă asta, nu? Știi ce înseamnă asta, nu? Știi ce înseamnă asta, nu? O să le spun tuturor colegilor tăi de la școală că ești default pe Fortnite. Nu! Ok, ultima șansă. Putem să facem, vă rog eu frumos, să jucăm o luptă corectă, Skibidi? Ok, Rafaele. Bă, Darusel, du-te până în colțul ăla, că am auzit că sunt niște burgeri în chestul ăla din spate. Burgeri? Acum, stai. Stai. Nu, Darusel, nu există burgeri aici. Așa, hai, dați acolo. Mă, Rafaele, Darusel, vezi că ți-am pus niște burgeri acolo în chestul ăla și sunt ultimul burger pe care îl poți să mănânci. Tu, am ceva de discutat cu Rafael, repede. Așa, spune și tu acum că dacă nu facem ca lumea și iară mă trolează, n-o să mai vă voie să mănânce burgeri toată viața lui și o să-i spun la toți colegii lui și la toată lumea de școală că este default pe Fortnite. Înțeles, a spus 2000 de ore asta, mamă, zici că default pe Fortnite, wow, ce mamă când sunteți, adică pe bune, bă, eu vreau să facem, vreau să ne înșcă, uitați că așa auzi, dar ca și râs, îmi pare bine. Ce faci, defaultule? Mai zi tu ceva, Rafael, așa ziceam. Defaultule, vezi că dacă nu facem lupta Skibidi și arăte prostești, mă, defaultule, vezi că o să afle toată școala că ești default și că n-ai.
Skibidi Bax, ok? Singura persoană care se prostește aici la lupta Skibidi și Darusele cel mai normal, da, aici dintre toată lumea, adică dintre dumneavoastră și el, Darusele cel mai normal și nu face nimic și îi spuneți lui Darusele să joace cum trebuie la lupta Skibidi și dumneavoastră nu dați să-ți permis să-mi spui mie ce să fac, așa credeam și eu. Hai să facem mai repede lupta Skibidi. Ia uite mă, eu am polițist aici, haide-mă mai repede. Da, aveți polițist, te-a să vedem care să câștige. E clar că lui Darusele, uitați-vă puțin la el cum arată și pe bune, adică gen... Nu, nici păi dă-i aia, stai, bă, cum adică este puțin că și eu am avut ăștia mai mari și ei mi-au pierdut. Păi cum adică mă voi trola cu ăsta așa, ce e asta, mă, eu pentru ce nu pentru asta m-am înscris, mă. Mă, sper că eu tot o să-mi iau banii. Taulă, păi ce, pă, da, dacă vă comportați și voi normal și facem o luptă Skibidi, că până acum n-a fost deloc o luptă Skibidi, n-a fost absolut nimic, doar v-ați prostit voi între voi și mi-ați dereglat tot capul, numai eu nu cred că mai am creier, nu cred că mai există, cred că e undeva pe acolo, pe dedesubtul hărții acestea, dacă am putea să faci cine cum trebuie, ar fi bine și așa ar putea să câștige cineva. Difotule! Mami, mami, de ce am pe Rafael, vreau să mă revoase pe mama, așa că-ți facem unul cu Skibidi toile. Nu, dar Darusele, hai să dăm aici pe bune, dați odată, nu, o să dau eu pentru voi, o să dau eu pentru voi, ăsta este al tău, ăsta este al lui Darusele, punem așa și hai să vedem care să câștige, Darusele, i-a mai picat încă o dată, vedem ăsta și vedem că a câștigat Darusele foarte frumos, uitați, asta a fost prima rundă de până acum, Darusele. Păi stai un pic, cum adică câștigăm mereu, Darusele, mie nu mi se pare corect, adică stai puțin, păi cum, ia stai așa puțin, că am jucat atâtea runde, nu e posibil ca de fiecare dată să câștige Darusele. Mai dăm o rundă, mai dăm o rundă, hai să vedem ce pică, pică ăsta și la Darusele pică ăsta, ăsta este la Darusele, ăsta este la dumneavoastră, punem așa, punem așa și acum hai să vedem care să câștige, vedem că al dumneavoastră s-a băgat prima oară, ok, al dumneavoastră. Mă, ce fai, mă, Darusele, acolo? Ce fai? Nu, vine, l-ajut, hai, nene, hai! Ok, ați văzut că de data aceasta ați câștigat? Ok, să zicem, dar mai trebuie să câștig una să mă asigur. Păi da, trebuie să jucăm ca lumea, că până acum, practic, au fost doar astea două runde care, să zic, că s-au pus. În rest, n-au mai fost altele. Adică, practic, doar am câștigat. Adică, acum e unul, bine, bine, hai, acum care câștigă de tot, ok? Hai, acum e runda decisivă. Dă-te, Rafaele! Ăsta e al tău și al lui Darusele, care are, Darusele, pune-l, 3, 2, hai, omule, doată. Gata, dar Rafa, dar nu unică, nu la. Abia tu, nu înseamnă că era, dar am picat încă o dată, dar să le uită ăsta. Ce e ăsta, Darusele? Bă, ce, dar să-l ai pierdut. Aha, am câștigat, haha, unde-mi sunt banii, haideți. Nu, e de la 3, asta este runda decisivă. Și fii atent, dacă asta este runda decisivă. Adică, stai puțin, că tot runda decisivă a fost 2-1 pentru mine. Cum adică, la ce te referi, mă, Darusele? Că poate șterg contul de Fortnite acum. Păi, iată, știu, jingă, tu zici măcar ești la un meral, fii atent. Mă, tu zici mie să tag din gură, mă, ia vino, mă, încă, ia sus, scoate-l, mă, pe Skibidi ăsta, că nici n-am treabă cu el, chiar nu mă interesează. Mă, Darusele, păi cum ești permis, mă, să zici mie ce să fac? Vreau să vorbesc și eu ceva, bă, dar nu-i mai tace gura deloc, mă, maică sluda. Mă, Darusele, stai puțin, tu ai zis cumva că să vede că nu e maică ta sau ce ai zis tu acolo, că nu te-am înțeles bine. Da, genii, cum nu e, mă, Darusele, că să vede clar, Darusele, de la 7 miliarde de kilometri după cealaltă parte a planetei, să vede clar că voi sunteți o familie. Nu știu, bă, Rafale, dar e nebune, nu știu, are... S-a zis cumva că eu nu sunt mama lui Darusele, 2012? Eu am zis că o să plătești pentru asta, Darusele. Darusele, nu ești gata pentru ce urmează, zic să fugi? Darusele, pune-ți toate rugăciunile! No, ok, nu mai, că acum, da, uitați-vă acolo în spate, bă, nu mai am cuvinte, nu mai am ce să spun, efectiv, nu mai am absolut niciun cuvânt, m-au dereglat total, nu știu dacă o să mai am eu, nu știu dacă o să mai trăiesc după ziua asta, că la câți nervi și câte... Sunt box, cantele, bă, Rafael, eu am fost dat în 2012, alături de Rafael Gheghe, și alături de mama mea, așa că, brășchere mitele, tot. Da, nu mai am nimic de zis, tot, măcar dați acolo un like și dacă mai vreți să mai faci de dragul vostru, o să mai fac. Băi, aici. Băi, stai mă așa, Darusele, pe cum adică stai așa, tu ai zis că tu ești mai bun decât mine la full box-uri, ia vino mă încă, ia, fii atent, fii atent, uite-te la asta. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.